Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am mai vorbit despre asta, codul rutier, cât de cât înăsprit, nu de mult, printr-o ordonanță de urgență, care a fost dată de guvern, se recunoaște mai mult la presiunile Uniunii Europene. Aia la Bruxelles se iau cu mâinile de cap când privesc încoace înspre estul sălbatic. Ce se întâmplă acolo? Moră aia pe șosele? Bun, deci codul rutier e pe cale să fie castrat din nou la inițiativa unor parlamentari ai majorității. Am mai vorbit despre asta. Nu este prima dată când se întâmplă așa ceva, când diversi parlamentari încearcă să strecoare șmecherii în codul rutier. E un modus operandi acolo. Dacă acești responsabili vor reuși, se vor deschide din nou felurite portițe legale care vor permite șoferilor care comit tentative de omor pe șosele, că astea sunt, să continue să facă ceea ce știu să facă cel mai bine. Și sunt multe borte pe care vor să le dea cocalare din Parlament în codul rutier, dar să ne ocupăm azi numai de una, că am văzut ieri un domn de la UDMR, încercând să aburească cetățenii, a dat declarații explicative, pasămite la TV, să justifice monstruozitatea pe care vor să o comită. Deci, în acest caz concret, de pildă, în actualul cod rutier, dacă un șofer depășește cu 70 de km pe oră viteza limită pe un sector de drum, permisul îi se suspendă pe loc, fără drept de a mai conduce pentru 15 zile. Adică 200 de km pe autostradă unde limita e 130, 170 pe drumurile unde e 100 sau 120 de km pe oră pe o stradă din oraș, pe strada din cartierul în care locuiți. Dacă pe străduța din cartierul în care locuiți trece un nebun de ăsta cu 120 de km pe oră, riscând, evident, să vă omoare copiii, să lovească pe oricine, să provoace pagube mari, acum, dacă e prins înainte să omoare pe cineva, îi se suspendă permisul pe loc. Este o decizie firească. Băi, ești nebun? Nu ai ce să cauți, trebuie să fii scos de pe șosea acum, ești un pericol. Ei bine, deci pare logic, nu așa ar trebui să întâmple. Ei bine, parlamentarii majorității vor să anuleze această prevedere. Și iată cum explică domnul Ben de Șandor, deputatul DMR, altfel și președinte al Comisiei de Industrie, această decizie, vă rog să-l ascultați. S-a dat posibilitatea ca o faptă, dacă totuși s-a întâmplat, să nu agravăm situația unor persoane colaterale, cum ar fi, de exemplu, familia, copiii mici. Cel care conduce ar trebui să-și asume... Copiii din acea mașină poate să sufere, să aștepte, să stea acolo, flămânzi, fără apă. Da. Deci asta este justificarea, înțelegeți? Să nu fie, dacă sunt fapte, să nu sufere, să nu agravăm situația unor persoane colaterale. Câtă ipocrizie! Cum se spune ipocrizie în maghiară? Aș vrea să-i spun că poate nu știe cuvântul. Să-i spun că este ipocrit. Deci domnul Ben de Șandor nu mai poate de grija copilașilor înfometați din mașinile trase pe dreapta pentru că tăticul zbura cu 200 de km pe oră, gata să spulbere tot ce era colateral pe lângă și înăuntru, tot ce prindea în cale la o adică. Adică, băi, a reușit totuși poliția să-l oprească, să-l tragă pe dreapta înainte să omoare pe cineva, inclusiv pe copilașul însetat din mașină. Dar domnul Bende spune, domnule, să nu, că poate suferă de sete copilașul. Nu putem. Cum să-i luăm permisul lui tăticu sau lui mămica? Dacă o să-i fie fomică până vine taxiul, să poate așa ceva, până vine prietenul să-l ia? Sau nu mai bine să lăsăm să omoare oameni pe stradă? Am găsit ipocrizie, dacă vrei să știi. E cu capa, zic că e cu capa. Ipocrit. Asta e domnul Bende Șandor. V-a zis cu că. Deci, asta e. Deci, păi domnul Bende și colegii, să știți că săracii copilași, când tăticul se înfige în pomp cu mașina la viteza aia, nu mai suferă deloc copilași. Nici de foame, nici de sete, nici de durere, nici de întristare. Asta ar trebui să vă preocupe. De ce nu vă preocupă asta? Posibil așa ceva? Deci eu cred că pe dumneavoastră, domnul Bende, și pe restul colegilor care vă gândiți, cum să faceți codul rutier mai șvaițăr, mai ciur, într-o țară în care avem cei mai mulți morți pe șosele la milioane de locuitori din Europa, e bine, pe dumneavoastră chiar nu vă interesează, de fapt, soarta copilașilor care nu au ce să pape în bolizii cocalarilor de tăticii responsabili. Adică eu cred că ori nu înțelegeți datele simple ce descriu carnajul de pe șosele României, ori poate că însuși dumneavoastră, domnul Bende, și cu ceilalți colegi, sunteți dintre cei care vă luați prioritate de șmecher când sunteți la volan. Sau șoferul dumneavoastră e la volan. Că fiind parlamentar și șef de comisie, aveți șofer și mașină de la stat. Iar cu asta, domnul Bende, noi nu putem fi de acord cu orice risc. Puteți să vă supărați pe noi, dar asta e.
Nu de alta, dar știți, măcar instinctul de conservare ne spune că nu putem încuraja cucalarii de pe șosele, fie ei parlamentari sau nu. Că asta riscă să ne omoare în fiecare zi, pe noi sau pe cineva drag. Da, bună dimineața din nou, apropo de ce ziserăm noi mai înainte cu codul rutier și de ce vor să facă parlamentarii. Sigur, parlamentarii știm că vor să facă asta, dar să o spunem pe dreaptă. Nici poliția rutieră nu se prea îndeamnă să aplice întotdeauna legea și codul rutier și legile care sunt acum. Adică sunt diverse situații. Și șoferii sunt tentați, mulți dintre ei, să dea permisul. Pe vremuri am mai zis, acum când dai talonul, e o sutică înăuntru, nu? Cât mai e șpagă la poliție? Se mai dai șpagă la polițist? Eu n-am dat niciodată șpagă la... Serios. Niciodată, niciodată. Nu, niciodată, niciodată. Serios, mi-ar fi și frică. Pe cuvântul meu de onoare. Eu am dat. Cum să fac? Acum vreo 12 ani. S-a prescris. S-a prescris? Da. Nu, dar serios, cred că de 12 ani nu m-a mai oprit poliția vreodată. Înainte mă mai opreau la filtre, la... Dar cum faci? Nu înțeleg. Cum se face? Că nu știu și, mă rog, întreb de curiozitate, nu că aș vrea, da. Îți arată disponibilitate organul în cauză. Adică nu te eu n-am... Adică bănuiesc că, nu știu, repet, mi s-a întâmplat... Ba da, am dat odată unuia. Mi-aduc aminte. În Muntenegru, în urmă cu 15 ani, m-a oprit la 3 dimineața pe malul golfului Cotor acolo, mi-a zis că am farurile de ceață aprinse, altceva nu avea, că mergeam încet, că erau numai serpentine. Și m-a ținut 20 de minute, nu-mi dădea drumul, dar nici nu-mi dădea amendă. Și în cele din urmă, eu insistam că vreau să plătesc amenda, înțelegi? Uh-huh. Și el îmi spunea că e foarte greu de plătit amenda, trebuie să mă duc undeva anume să o plătesc. Bine, zic, e complicat. Și până la urmă, am zic, uite, știi ce, hai că eu sunt turist. Nu vrei să facem altfel? Îți dau ție banii de amendă și plătești tu pentru mine, am întrebat eu, și el a zis da. Dar acum că mi-ai adus aminte, asta a fost. Am dat de două ori. Da. 0372069599. Da, vrem acum, nu de-astea de acum 15 ani. Frate, ați dat șpagă la poliție? Sunați, nu vrem. Vorbiți în prosop, așa, ca să nu vă recunoaște. Nu ne interesează nume, nu știe. Cum se dă, domne, șpagă la poliție acum? Să zic la poliția repede. Rutieră? Și dacă ați dat, în ce context și cât și deci, pentru ce? 0372069599. Sunați-ne. Zic. Aia și mai veche, da. A doua oară, eram cu Tico, aveam Tico atunci, așa, pe bulevard și m-a tras poliția pe dreapta. Eu, ca să fiu cinstit, dacă aș fi polițist rutier, nici n-aș fi tras pe dreapta. Pe vremea Tico, aia, Tico era chiar, doar Sielul era pe Tico. Așa. Și îmi zice, nu vă funcționează farul stânga. Zic, mulțumesc. Nu zice. Zice, trebuie să vă luăm talonul. Zic, pardon? Zic, de ce? Păi că nu vă funcționează, e obligatoriu, conform legii, să vă funcționeze farul stânga, față. Păi zic, e lumină pe bulevard, eu nu văd, că s-a ars acum. Da. Nu-mi pare rău. Și atunci am fost fortuit, cum zice Dumitrescu, să dau. Dar hai să vă zic repede una și mai bună. Cum faci, măi, să dai bani? Zic, hai, vă rog frumos, iertați-mă, nu știu, ta-ta-ta, ti-ti-ti. Și am dat și eu, nu mai știu cât i-am dat atunci. Eram puști. În fine, dar să vă zic una bună de tot, cea mai tare pe care am auzit-o eu vreodată, un prieten de-al meu. Acum câțiva ani, întoarce pe linie continuă, îl oprește poliția, știi că trebuie să-ți iau permisul ăsta, zice, păi da, noi aici în zonă, că era un loc binecunoscut. Și toți întoarce mai zi de zi, că știți că n-ai cum, trebuie să mergi mult, să întorci la... Dom'le, ce lege ai lege, trebuie să-ți iau permisul și vezi că e și amenda atâta. Asta e. Și zice și prietenul meu și mi-a dat de înțeles că e dispus. Dar cum îți dă, mă, de înțeles asta? Îți dă, haide că, zice, nu vreau să te las fără permis. Sunt niște vorbe și înțelegi, un body language până la urmă. Okay. Și prins. Asta e ca tine, înțeleg, n-are mereu la el decât card. Da. Și a zis polițistul, zice, dar n-am niciun ban. Și n-am iarăși, POS? Conform cu tumei, polițistul i-a indicat cel mai apropiat bancomat. Mamă, nene, vezi, incredibil. Vezi că ai bancomat acolo, atât i-a zis. Nu i-a zis, du-te, îi scoate bani. Vezi că ai un bancomat acolo, cetățeanul s-a plâns că n-are cash. Mamă. Poate avea nevoie, poate făcea o piață sau... Și ăsta al meu s-a dus, a scos 500 de lei. Da. S-a întors și i-a înmânat polițistului. La care polițistul a numărat banii și i-a dat 200 de lei rest. Nu cred. Și a zis, nu e cred. Bine așa, mergeți. Ăsta e ceva, am înțepenit cu banii mână și n-am pomenit așa ceva. Nu știu, dacă era, nu știu dacă era un polițist cinstit, dar corect era. Din eu punct de vedere. Stați așa, că e centrala plină. Hai, Dan, bună dimineața. Salut, Dan. Salut, domnilor. Salut. O întâmplare scurtă. Da. Mergeam pe un drum județean, în județul Argeș, plin de gropi, o nenorocire. Da.
Și vorbeam la telefon, din păcate. Și te-a oprit tata spădă. Și din față un echipaj. Băieții mergeau și ei, normal, foarte încet. Imediat au scos bastonul pe geam. Te-au tras, te-au văzut? Doamne, ce faceți, domne, vorbiți la telefon? Păi e o mare problemă aici. Trebuie să vă amendăm. Cum rezolvăm problema? Tot ei. Ei au întrebat? Ei au întrebat? Ei. Să fim de inițiativă. Cum să fac? Că mi-e și frică acum în perioada asta, că dacă e flagrant, dacă... Te filmează, te nu știu ce, dar de mită. Că noi suntem de modă veche, domne, cu noi merge. Ei au zis? Și am dat 100 și asta a fost tot. Mai de bine, mulțumesc. Mulțumim tare mult, Dan. Petre, aici tu o poveste, Nața. Băi, băiatule. Alo, Petre. Bună dimineața, băieți, bună dimineața. Să dai mai încet radio-ul, că ai întârziere. L-am dat, gata. Eu am întâmplare undeva, s-a întâmplat în afară, în Spania, acum ceva timp. Ce m-a impactat tare centura. Am plecat, n-am pus centura, m-a oprit poliția. Numai că tot așa n-am avut cash. Și ce m-a impactat foarte tare, că mi-a spus, uite un bancomat aici, mergem, eram în afară la ieșire din oraș. Aha. Mergem la bancomat să scoatem bani. Bun, mergem la bancomat și ce m-a surprins tare că am avut deschizător, practic, poliția în fața mea cu girofarul aprins. Spania te-a dus. La bancomat, am scos banii și le-am plătit amenda. Nu, stai, ca să plătești amenda sau șpaga? Mită. Nu, amenda, aia a fost amenda, pentru că ne-au apărut în afară, vorbim de Spania, dar nu, n-a fost șpaga. Păi vezi, mulțumim, Petre. Polițistul, el, pentru statul spaniol, dacă era de plătit o amendă, m-a oferit toate condițiile. Mă iertați că vă întrerup, am făcut gluma cu furtuit și e plin de mesaje care îmi spun că furtuit nu înseamnă forțat. Era o glumă. Era o glumă că Ilie Dumitrescu, când era antrenor la Steaua, spunea mereu că a fost furtuit să facă schimbări. Furtuit înseamnă venit pe neașteptate. Cătălin, da. Mai avem doar câteva secunde. Bună dimineața. Nu cred, hai să-l lungi. Bună dimineața. Salut. Domnilor, în primul rând, ca să dai șpagă unui polițist, în momentul în care ești oprit, trebuie să fii foarte zen. Adică pe mine când mă oprește și intenționez să dau șpagă, spun să trăiți șeful. Să trăiți șeful. Și trebuie luată conversația în așa fel încât omul să fie cât mai relaxat și dus un pic în așa fel într-o zonă în care el își arată disponibilitatea. Umanitate. Mai rău este acum cu o altă problemă. Camerele care le-au găsate în piept. Acolo e o problemă. Când sunt montate acele camere... E bine să nu fii atât de prietenos cu ei. Băi, frate, nu deci au serios, camere deci... acum, polițiști. Da, sunt camere. Stai, mă, nu se poate să închidem mine. Trebuie să spun niște lucruri. Nu se poate. Deci, în primul rând, am înțeles. Poate mai în glumă, mai în serios, nu știu. Foarte bine ca o camere. Doi, să dai mită la poliție este infracțiune. Cum poți să riști așa ceva? Asumă-ți ce ai făcut. Ai depășit, rămâi fără carnet. Asta e viața. Nu mai dați șpagă la poliție. Iar polițiștii care iau șpagă, bă, serios, ăia chiar nu au ce căuta în poliție și trebuie scoși de acolo și trimiși în judecată, pe cuvânt. Adică sunt prea serios. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.